despre sistemul nostru ăsta, îl folosiți de atâția ani cu succes. E, cu succes. Au fost la mine necazuri, Dumnezeule. Dacă n-am pierdut eu toată grădina asta, să umple de lui. Ascultă, Marius. Am ținut la matcă, mi-a plăcut să am porumbei cu două aturi. Un, porumbei cu o riznă foarte bună, cu ascendent zburați puternic, două, trei generații la maraton, și care să dea descendenți la zbor. Dacă ei nu s-au încadrat în principiile mele, indiferent cât de bune au fost, nu i-am ținut. Deci am acordat o mare atenție la matcă. Ca drept dovadă vezi, 8 din 10 pic Raicard și diferiți parteneri. La zbor. Dacă un cuplu, ai 4 pui și nu-ți dă măcar unul de vârf, să-l dai afară. Indiferent câte paralite au costat și nu tot îi dai șansă de la an la an. Că înseamnă timp pierdut. Puie. N-am jucat puie până nu m-am îmbolnăvit acum. Că acum îi jucam pentru că veneau băieții și îi luau și îi duceau la zbor și eu mă distram. Nu concurau. Îi băgau, ei botezau, ei duceau. Să țineți foarte mult la puii care vin a doua zi. Să vă ferească Dumnezeu să omorâți puii care îți vin a doua zi. Aveți viitorii pui care vor deveni fondiști și maratoniști. Să-i observați dacă ei vin proaspeți și dacă recuperează ușor. Porumbeii care nu recuperează să nu-i țineți. Care îl vezi că vine de la 800 de km și tăvă 3 zile ca un om bat cu capul în jos pe-n cușcă, să-l dai afară. Ăla care strălucește după vreo zi, depinde cursa. Dacă e o cursă reușită, n-are nevoie nici de atâta timp. Acum, deci cu reproducția ți-am merg pe culturi consanguine și produse îi amestec. Dar consanguinizări faceți? Păi pe asta merg. Porumbeii mei sunt consanguinizați foarte puternic. Și am introdus sângele ăsta străin care e valoros. Tocmai ca să mai zdruce în oleac, am 3 cupluri de consanguini Raicard și restul combinații. Ca să zdrunce în ereditatea asta putem. Azi din 82 până acum cât or fi? Câți ani? 30 câți 30 de ani? Aproape. 29. 29, 30 de ani, nu? Slava Domnului. Trebuie să o fac și eu. Zborul am spus. La un an zburau demifondul, la un an zbor fondul. Zburam fără pretenție, dar anul ăsta, pentru că am un băiat care mă ajută și i-am dat câțiva pui, o să-i bagă în șas, dacă el tot se duce, ca să-mi dau seama cum vin, nu să obțin. Și de la 2 ani în sus, la maraton. Acolo mă interesează, la maraton. Mâncarea. Matca mănâncă un anumit sortiment de mâncare, pe care îl fac eu amestecul. Până încep să hrănească pui cu grăimânță, la amestecul respectiv atunci, le mai bag 50% mâncare de sac, care multe semințe mici. Perioada cât cresc puii până zboară. Zborul. Mâncare. Cumpăr 2 sortimente, să vă arăt. De regulă. Numai pe perioada concursului vorbesc. 200 de kg mi-am luat, încă îmi rămâne. Le amestec și o servesc. Cum pregătim? Scurt pe 2, natural joc. Noi schimb că poate nu ne-or mai veni pe urmă, cine dracu știe. Da, nu te râde mai. Așa mă pricep, așa-i zbor. Ei vin după cum mă pricep eu. Antrenamente, eu în jurul casă n-am zburat porumbei în viața mea. Nu știu să-i fugăresc, să-i ridic, să-i fluier, nu știu ce. Eu le dau drumul dimineața un zbor, cât pun eu mâncarea și apa, și când au venit, pun șipcele. Și care cum intră, rămân la locul lor. Dar odată pe săptămână, îi duc la 50 de kilometri. Dacă aș putea și la de 2 ori, dar nu mai am mașină.
Și nici punga nu-mi permite prea mult. Dar odată îi duc la 50 litri. După aceea, când ajung cu prietenii ăștia mie, la 350 sau cât are prezmelul ăla, fac două prezmele, iau două ei, cu aia de un an, la două. Ăștia maturi îi împart în două echipe. Să nu-i pierd, că dacă bag odată și mă prins o etapă proastă, pot să pierd ceva și nu vreau să risc. Și deci, ei fac așa, de două ori 350 sau 70 cât este, după aceea intră la fond aia de un an. Ăștia maturi fac ori odată 350 și un 550 sau 600 cât este, după aceea merg la maraton. În timpul ăsta liber, se duc la 5 de kilometri acum. Astea sunt antrenamentele. Între etape de angajare, tot timpul ăștia la maraton fac 2 de 50 de kilometri. Obligatoriu. Scot o serie de pui, atâta din ăștia. Prima serie, încolo nu mai trebuie. Eu vând seria întâia și seria a treia tot timpul. O dau. Nu-mi place să vă pui pe timpul zborului aici. Nu-mi place. Te aud, eu urlând pe aici, îi dau. Mâncarea, v-am spus, mâncare bună. Cum hrănim în timpul concursului? Simplu. Deci porumbei au venit la zbor când? Sâmbătă, nu? Și duminică. Când vorbesc de zbor, vorbesc numai de astea lungi. Astea, eu le spun, mă zic ca ping-pong. Nu pot să mă ocup de ele. Trebuie să ai flair, trebuie să te ții de ele, nu pot. Deci azi vin porumbei de la zbor, da? În apă primesc în prima zi de sosire glucoză cu vitamine. Eu le dădeam înainte multe vita aceea glucozată chinezească care se dădea la copii. Mâncarea depurativ. Nu-i mai bag drojdie de bere în depurativ pentru că are. A doua zi, tot mâncare depurativ. În apă, recuplit. Bag niște bese. Tot timpul tratez măcar o zi sau două după fiecare drum contra trihomonoză. Deci două zile depurativ, după aceea intru în mâncare de zbor. Două zile pe săptămână, drojdie de bere, iar în apă, naturaline. Ceaiul ăla de plante la natural. Ca să-i aduce în formă, cum fac eu, cu 10 zile înainte de prima etapă de maraton, în mâncare porumbei primesc zilnic drojdie de bere. Zilnic. Și naturaline, în apă. Îi hrănesc așa. Cu o zi înainte de angajare. Dau orni. Ce-i bine, nu-i rău pentru căile respiratorii. În ziua angajării le dau ca să le mai tai sete, așa, să nu vrei, belgasul. Asta e toată filozofia în crescătoria vasului.